Sute de copii au colindat în aceste zile Biblioteca Județeană Marin Preda din Alexandria. Astăzi a fost rândul grupului de dans Grana, coordonat de profesoara Ramona Beiu. Coordonatoarea grupului de dans din Alexandria este de asemenea actriță și scriitoare. Astăzi am venit la Biblioteca Județeană, invitate de managerul Valentina Pașa, și pentru a colinda și cum mai bine decât cu ceea ce știm noi să facem mai bine, nu? Dansând. Valentina Pașa, cu acest eveniment se încheie seria inițiativelor de Crăciun. Da, e adevărat. Astăzi încheiem seria dedicată sărbătorilor de iarnă, sărbătorilor de Crăciun. Am avut timp de 2 săptămâni colindători la bibliotecă, din școli gimnaziale, licee, iar astăzi este trupa Grana, coordonați de Ramona Beiu. Fetițele ne-au colindat prin dans și noi le-am dăruit foarte multe daruri dulci. Cum a fost astăzi la bibliotecă? A fost foarte bine, adică nu am avut emoții, pentru că știu că nu are ce să se întâmple și sunt obișnuită. Am participat la foarte multe concursuri și, cum au spus și colegele mele, am luat foarte multe locuri de loc întâi și am avut experiențe foarte frumoase la fiecare concurs, dansuri noi și noi, pentru că profesoara noastră e foarte creativă și tot timpul creează dansuri frumoase și noi. Grupul de dans Teleormănean a obținut în acest an 6 premii întâi din 10 trofee câștigate.